Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la târg? Suntem prezenți cu Asmita Gardens, Ibița Sol, Citadela Titan și Residenț Diulac, standul în care ne aflăm în momentul de față. Am înțeles. Și ce oferte de prețuri aveți pentru clienți la acest târg? Promoții? Avem câteva promoții la proiectele din portofoliul nostru și la Residenț Diulac. Avem niște promoții foarte interesante, în sensul că cea mai ieftină casă este 79.900 de euro cu tot cu TVA inclus. Este proiectul care se lansează aici la târg, prin urmare ofertele sunt foarte bune și chiar îi așteptăm pe toți clienții care sunt interesați să vină la o discuție. Am înțeles. Și cum au fost vânzările în acest an în proiectele pe care le prezentați? Cum au mers? Vânzările au mers foarte bine, chiar suntem mulțumiți de felul în care s-au desfășurat lucrurile, ținând cont de faptul că Asmita Garden și Ibița Sol sunt niște proiecte care nu se adresează celor care cumpără cu prima casă și cu toate acestea au funcționat foarte bine, iar Citadela Titan a mers fulminant, ca de obicei, proiectele cu prima casă se vând cel mai bine, asta toată lumea știe. Am înțeles, deci piața este pe un drum bun, să înțeleg, și pentru anul care vine, ce așteptări aveți? Cum credeți că se vor desfășura lucrurile? Din ce am urmărit noi așa piața în general și nu doar proiectele noastre, observăm că lucrurile se întâmplă destul de... sunt pe un trend optimist și un trend ascendent și încercăm să-l menținem și noi și pentru anul viitor nu știe nimeni cu siguranță ce se va întâmpla, dar ne așteptăm ca lucrurile să continue și ce mă mai aștept eu personal, ținând cont că am studiat mult și piața, care nu e doar cu prima casă, ci e o piață care are nevoie de niște proiecte mai bine construite calitativ, chiar dacă au niște prețuri puțin mai mari, cred că piața are nevoie și de așa ceva. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Cu mare plăcere!